Bună seara, domnilor și domnilor, ora adevărului. Mulțumesc că sunteți alături de noi și în această seară. Vă propun să discutăm în prima parte a emisiunii despre votul din Parlament de astăzi. Așa cum deja ați aflat, parlamentarii și-au votat indemnizații care le vor suplimenta veniturile într-o manieră respectabilă, zic eu. Dacă ne gândim că un parlamentar cu 3 mandate ajunge până la 4.400 de lei venituri în plus față de pensia normală. Invitații mei din această seară sunt Eduard Breca, copreședintele PNL Târgu Jiu, bună seara. Salut. Și Gabriel George, reprezentant PSD Gorj, bună seara. Salut, bine v-am regăsit. Ăsta este primul subiect pe care îl vom aborda. Vom contacta telefonic și câțiva parlamentari să vedem cum au votat și să ne traducă, pentru că ne pierdusem în calcule, domnilor, înainte de a începe emisiunea, cu privire la suma care ar reveni unui parlamentar pensionar în funcție de legea votată astăzi. Domnule Berca, cum vedeți gestul parlamentarilor de astăzi în condițiile în care nu e niciun gest care să atragă popularitate, să aleagă simpatie din partea alegătorilor, mai e un an și un pic până la alegeri și nici nu vine într-un moment în care românii să aibă suficient de mulți bani încât să nu intereseze că parlamentarii lor iau atât de mulți bani. Păi, ca să folosesc așa ceva de în folclor, țara dă și baba zic piaptă. Ce să zic, este dovadă de să nu fiu foarte dur să-mi zic nesimțire, o dovadă de dezinteres actualei coaliții parlamentare față de nevoile reale ale țării și de interes față de nevoile lor de viitor. Eu nu pot să calific lucrul ăsta. Colegii noștri au încercat pe toate canalele, cu toate ocaziile în care au avut posibilitatea să o facă, să încerce să discute, să întoarcă practic această inițiativă legislativă, să nu se propună pe ordinea de zi, să nu se mai voteze, dar n-a fost să fie. Deci ne-ați spus că cei de la PSD ar fi votat. Dovadă votul de azi, au fost 303 parcă voturi pentru și 120 și ceva de voturi, 130 de voturi cu abțineri cu tot împotrivă. Matematica am căutat spre seară, dar n-am găsit structura pe voturi, dar dacă vă aduceți aminte, încă de la propunerea, cei 255 care au susținut-o și au fost, s-au regăsit. Au fost și liberali. S-au regăsit, dar și-au retras semnătura. Nu înseamnă că n-au votat. Aveți încredere că n-au votat? Absolut. Atât cei doi copreședinți, majoritatea liderilor locali, au comentat pe marginea acestei inițiative legislative și și-au exprimat public dezaprobarea față de aia. Dar vom vedea, fără discuție, vom vedea structura votului în momentul în care va fi prezentată pe site-uri. Domnule George. Trebuie să fiu de acord cu domnul Berca. Nu se cădea să se atace acest subiect în Parlament. Pentru că sunt multe alte probleme de rezolvat, mult mai spinoase decât creșterea pensiilor parlamentarilor sau acea indemnizație. Care s-a votat astăzi. Este denumită generic pensie pentru că se va adăuga la pensie, dar este indemnizat. Din punctul meu de vedere, este o greșeală a Parlamentului și eu nu vreau să suferim de populism, deci greșeala este a întregului Parlament, pentru că, să fim serioși, nu a fost votată doar de către parlamentarii PSD. După cum știm, inițiativa a fost semnată și de către parlamentari PNL și mi-e greu să cred că acum, astăzi a fost votată, chiar dacă a fost votată de parlamentarii PSD, cei din partea sau din barca opoziției nu o să fie de acord cu această indemnizație. Dar n-au votat și au retras semnăturile. Dar ce o să facă? O să primească pensia. Domnul George, asta este o urmare a votului actualei coaliții guvernamentale. O să primească, o să fie de acord cu primească pensia. Dacă PNL-ul ar fi fost capabil, o să primească. Dacă actuala coaliție guvernamentală ar fi înțeles. Dumneavoastră ați început foarte bine discuția. Nu e problema că am început. Că nu era momentul să se întâmple lucrul ăsta. Dar o să primească pensia. Dar nu asta este important. Este vorba de intenția. O să doneze indemnizația respectivă. M-aș bucura din suflet. Haideți să vedem dacă se va întâmpla așa. M-aș bucura din suflet, dar atunci trebuie să o facă toți. A fost o greșeală că s-a ajuns să se voteze. Să o facă toți. Nu numai PNL-ul. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Pentru că nu înseamnă că nu le se cuvine, nu? Ideea este că nu trebuia să se ajungă la acest vot în Parlament. Pentru că sunt mult mai multe probleme de rezolvat. Sunt categorii sociale care sunt jos de tot cu indemnizațiile care le plătesc lună de lună și în primul rând la ei trebuia să gândească, nu la parlamentari.
dacă stăm să cuantificăm suma totală care va fi cheltuită cu parlamentar respectiv, raportată la bugetul țării, nu este o sumă mare. Aproape 1 milion de euro pe lună. Nu este o sumă, deci nu, stăm în, stăm în sumare. Domnul Berga, la cât a furat pe înainte, 1 milion de euro la cât e zero barat. Acum se dă într-adevăr, deci, domnul George, așa e. Da, măcar ăștia se, duc, se duc cu se actă duc undeva. Tot la PSD până la urmă, la 300 de parlamentari. Păi nu cred acolo. Eu că indemnizația parlamentarilor dumneavoastră se duce în barca PSD-ului. Ce ați face, deci, dumneavoastră la Minpres cu 1 milion de euro? Aș face multe, dar nu-i milionul Minprestului încă o dată. De acord. Păi, dar ar putea, eu știu, printr-o redistribuire, printr-o inițiativă, să ajungă la Minprest. Da. Să ajungă la Minprest banii ăștia. Nu au de ce să ajungă banii nemeritați la Minprest. Minprestul muncește pentru banii care îi are. Investiții, proiecte, gândiți-vă la altceva. Minprestul se autofinanțează. Corect. Bun. Deci nu avem, dar nu discutăm despre Minprest acum. Corect. Discutăm despre niște oameni a fost o idee care nu erau săraci. Adică eu nu cred că, dacă ne uităm pe declarațiile de avere ale parlamentarilor noștri, găsim oamenii să le plângem de milă pe acolo, să zicem, corect, hai să-i dăm o ciorbă caldă. Săracul că îi vai de capul. Tocmai din acest motiv nu trebuia să ajungă să voteze un asemenea act normativ în Parlament. Deci aveau timp, după ce se rezolvau problemele cu care se în România acum, aveau timp și pentru lucrurile lor, dar nu acum. O să rog pe colegii mei să ne facă legătura cu parlamentarii de Gorj, să vedem cum au votat. Domnul Vasile Popeangă, deputat PSD, este deja alături de noi. Bună seara! Să rămână, mulțumesc pentru invitație și îi salut pe invitație dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați acceptat să intrați în direct. Domnule deputat, aș vrea să vă întreb, pentru că în momentul de față atât am apucat să atacăm în discuție în această seară, votul din Parlament. Spuneți-mi cum ați votat și sunt câteva informații vizând aceste indemnizații pe care nu le cunoaștem, dacă ați putea să ne dați niște lămuriri. Spuneți-mi întâi care este poziția dumneavoastră și cum ați votat. Da, bineînțeles, eu am semnat acest proiect de modificare a regulamentului și evident că am și votat, nu mi-am retras semnătura așa cum au făcut, alții. Vreau să vă informez așa ca să știi exact, pentru că se vehiculează fel de fel de ipoteze și fel de fel de discuții vis-a-vis de acest parlament, care este o instituție, sigur, și înțeleg de ce este așa hăituită, hulită de oameni și așa de apreciată ca și în încredere. Da, până la urmă, acești parlamentari au fost aleși de electorat, acești parlamentari îi reprezintă, ei legiferează în România, așa încât, sigur că trebuie să existe și nemulțumiri. Eu aș vrea să fac câteva precizări. Prima, în programul de guvernare s-a hotărât să fie refăcute toate veniturile. O să rog pe colegii mei să vadă... Când mai ales, deci celor care sunt activi, ceea ce înseamnă salariații din instituțiile bugetare cărora li s-au tăiat salariile, și celor care au avut pensii speciale, pentru că atunci când s-au stabilit aceste pensii speciale, n-au fost asemenea discuții. Printre cei care trebuia să beneficieze și de aceste pensii speciale, erau și parlamentarii. Doi, impactul în bugetul de stat reprezintă circa 600 și ceva de mii de euro pe lună. Corect. Este sub 1% din sumele necesare plății pensiilor speciale pentru celelalte categorii care au beneficiat de aceste pensii speciale, pentru care au fost readuse la limitele sau la sumele la care au fost înainte de a fi tăiate de marele premier Emil Boc. Deci această sumă reprezintă sub 1% din suma necesară pentru plata pensiilor speciale. Bun. 3. Parlamentarii nu beneficiază de alte facilități. Ei sunt ca și judecătorii, ca și inspectorii de la cei care lucrează în sistemul public, cei care lucrează în instituțiile publice, și anume n-au voie decât să presteze în învățământ. 4. Ca să înțelegem foarte clar, sunt prevederi în articol că
pot beneficia dacă fac o cerere. Probabil că unii parlamentari care vor avea venituri suficiente atunci când vor împlini vârsta de 65 de ani, pentru că trebuie să fac această precizare. Se beneficiază de această indemnizație după vârsta de 65 de ani, probabil că unii vor renunța. Din calculele și inventarul care a fost făcut, vor beneficia de aceste indemnizații. Dacă își vor depune cererile, circa 100 și vreo 5 parlamentari care, sigur, au vârsta și îndeplinesc condițiile din lege. Asta în momentul de față. În momentul de față, sigur fost. Că probabil că o să mai iese, că vă dați seama că vârsta nu iartă oamenii, o să mai și iese din sistem și o să mai și intre, mă rog, după calculele care sunt făcute, pentru că s-au făcut niște calcule, vor ieși mai mulți decât vor intra în sistemul care va beneficia de această indemnizație. Bun, aș vrea să, dacă puteți, să ne dați câteva informații. Spuneți-mi dacă la acești bani, la aceste indemnizații, vor avea acces și parlamentari care au fost în mandatele trecute și ar îndeplini aceste criterii. Păi sigur că da, vor beneficia toți care au fost în mandatele trecute. Deci se aplică retroactiv. Sigur că da, care au 1, 2 sau 3 mandate, nu cei care vor veni în viitor, dar este firesc. Spuneți-mi ce se întâmplă cu parlamentarii care între timp suferă condamnări penale. Nu beneficiază de aceste indemnizații. Și mai spuneți-mi, vă rog, dacă știți care ar fi calculul unui parlamentar cu 3 mandate, care ar fi veniturile lui potrivit acestei legi? Deci veniturile lui la un parlamentar cu 3 mandate, după toate calculele, vor fi de 43-44 de milioane. Asta suplimentar, dar cumulat și cu ce ar fi luat în mod normal? Adică ce anume ce ar fi luat normală. În mod normal? Cât ar fi fost pensia normală? La pensia normală îi se adaugă această sumă. Bun, vreau să vă dau exemplu deputatului Duvăț, care știți că din 90 este parlamentar. Vă rog. A ieșit la pensie cu pensia de 17 milioane, 17,5 milioane vechi, 17.500 RON. 1.700. Poftim? 1.700. Da. Da. Deci asta era pensia, pentru că indemnizația noastră este foarte mică. Mă rog, n-am beneficiat de sporul de vechime, CSU e calculat la această indemnizație. Aceasta este pensia. La aceasta, pentru că el are 3 mandate, mai ia 43. Deci o să aibă niște venituri de 60.000 de lei sau 60 de milioane vechi. Bun. 6.000 de lei. Două chestiuni, dacă se poate, și îmi cer scuze că vă rețin atât de mult. Vis-a-vis de această decizie, este ultima întrebare. A fost extrem de criticată de opinia publică și vine cu mai puțin de un an înainte de alegerile parlamentare. Ajută asta? Bun, eu vreau să vă spun că nu este o surpriză, având în vedere faptul că noi suntem o instituție care nu suntem agreată, este firesc, s-a făcut atâtea caracterizării Parlamentului, mai ales pe timpul domnului președinte Traian Băsescu, încât este greu acum să scoți din gândurile opiniei publice că parlamentarii ar fi, mă rog, sau Parlamentul ar fi o instituție care să reprezinte încredere. Dar așa cum este Parlamentul legiferează. Repet încă o dată, parlamentarii sunt reprezentanții alegătorilor. Bun. Sigur că, ca în orice instituție, sunt și oameni care nu fac cinste acestei instituții. Sunt lucruri firești, dar ochii sunt atintiți întotdeauna spre parlament. Atunci când se realizează lucruri bune, se vorbește mai puțin. Mai puțin. Pentru că bun. Asta se consideră că e datoria parlamentarilor. Am înțeles poziția dumneavoastră, domnule deputat. Profit de faptul că sunteți alături de noi ca să vă adresez o întrebare care nu are legătură cu acest subiect. Aseară, la emisiunea Ora Adevărului, Ion Călinoiu a declarat că la finalul acestui an, chiar dacă va fi conferință, nu se vor organiza alegeri pentru poziția de președinte și președinte executiv a partidului.
Bună, este o informație nouă. Eu știam că se fac alegeri pentru că vor veni noi conduceri pentru congresul care va fi organizat la sfârșitul acestui an. Înseamnă că declarația domnului președinte al Consiliului Județean și președinte executiv al PSD-ului este în cunoștință de cauză. Eu aveam alte informații. Probabil că între timp s-au mai schimbat lucrurile. Am citit și spunea dumnealui că mandatul celor doi președinți expiră abia în 2016. Bună, regulă înseamnă că rămân la butoane, domnul Călinoiu va stabili listele de primari, listele de consilieri și probabil și listele parlamentare. Declarația că va lăsa noua generație este așa, de formă. Și probabil ca să încurajeze pe cei care țintesc funcțiile de conducere în PSD. Este firesc că dumnealui are pregătire pe linia asta declarațiilor. Da, din păcate nu mai avem timp, mi-ar plăcea să comentăm mai mult. Știu că o să fiți prezent la emisiunea lui Eugen Măruță în această săptămână. Vă așteptăm și poate veți aborda și acest subiect. Vă mulțumesc mult pentru prezența prin telefon în această seară. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă doresc toate cele bune. Bun. În partea a doua o să aflăm și un punct de vedere de la PNL, dar între timp l-ați auzit pe domnul Popeangă ce spunea, domnule Berca, domnule George, din punctul domniei sale de vedere, Parlamentul oricum are o imagine proastă, oricând ar fi făcut asta, oricând ar fi făcut în opinia publică colectivă, tot asta era în memoria colectivă a oamenilor și spunea dânsul că sunt situații care trebuiau reparate prin această măsură, pentru că sunt parlamentari care sunt din 90 în Parlament și care ați auzit că aveau pensii foarte mici. Vă rog, punctați pe aceste și de ce spunea domnul Popeangă în general. Într-adevăr, deci exemplul dat cu domnul Duvăz a fost elocvent, pentru că noi uităm să ținem cont de genul acesta de aspecte. Adică nu mi se pare normal să stai după o viață cât de parlamentar să ieși la pensie cu o pensie de 1600 de lei. Este totuși prea mică. Încă o dată revin, nu cred că era momentul să se aprobe un asemenea act normativ de către Parlament. În al treilea rând vreau să punctez, pentru că să clarificăm cifrele, nu este vorba nici de 60.000 de lei, nici de 44, cum au greșit colegii mei și le tot fac semne disperate de la începutul emisiunii. Este vorba dacă ai un mandat de parlamentar în jur de 1650 de lei în plus la pensie, dacă sunt două mandate în jur de 30, 3200 de lei și dacă sunt trei mandate, 4.600 sau 4.600 de lei, da. Și care se adaugă la pensia care o ai la vremea respectivă și foarte bine a punctat domnul deputat și eu personal nu știam acest lucru, deci nu beneficiezi de această indemnizație suplimentară decât după 65 de ani. Și în cazul în care ai o condamnare penală sau ceva de genul acesta, nu o să mai beneficieze nimeni de... Adică persoana respectivă nu o să mai beneficieze. Este foarte bine că a punctat lucruri care noi nu le știam. Și cu toate acestea, revin la punctul meu de vedere, nu trebuia să se... Ajungă la asta acum. Domnule Berca, vă rog. Păi da, spuneați dumneavoastră și spunea și domnul deputat că parlamentul are deja o imagine, mă gândesc cu groază cine mai așteaptă. Are o grămadă de denumiri, parlamentul penalilor, da, cel mai slab parlament din istorie. Vis-a-vis de ceea ce își propun să facă de acum încolo. Deci, da, probabil mai coc ceva pe acolo în interes personal. Eu aș vrea, de exemplu, acum să văd ieșirea celor de la guvern, a ministrului economiei, a premierului Ponta, pentru alocările astea suplimentare, dacă este să ne referim la ieșirile intempestive ale dânșilor când s-au dublat alocațiile, vă țineți aminte că au fost vociferări în arcul guvernamental legat de dublarea alocațiilor. Să vedem acum dacă o să spună, domnule Nasol, e o contribuție care grevează. Aia care e, 7-8 milioane de euro pe an, sunt bani buni până la urmă. Aș vrea să văd, să văd atitudinea celor care trebuie să adune banii ăștia și să-i plătească într-un fel sau altul. Pe de altă parte, eu mi-am făcut un calcul, da, un om care a muncit 40 de ani și a câștigat, să zicem, pe lună 40 de milioane. Ia, iese și el cu pensie de 1700-1800 de lei. Acum, că am muncit, vă dau un exemplu, profesor, da? Eu cred că un profesor sau un medic,
pacism salariile, da? Cu sporuri, cu tot. Da, are o muncă, depune o muncă mult mai stresantă decât un parlamentar. Nu știu ce să zic, cu DNA-ul deci... ăsta... Bun, aici aveți dreptate, perfectă dreptate. Dar un profesor care pregătește zeci de generații de copii, un medic care are grijă de zeci, de mii, de sute de pacienți, da, și se chinuie cu 2.000 și ceva de lei salariu, hai 4.000 dacă face gărzi, dacă face ore suplimentare, iese și el cu o pensie de 1.700, da? Care e diferența între parlamentar și... Nu știu, aici, eu nu, asta nu înțeleg. Diferenția la modul ăsta. De ce? Bun, hai să zicem că, și aici vă vin cu exemple specifice, dar discutăm de pensii speciale la judecători, la magistrați. Acolo și salariile și contribuțiile, da, sunt pe măsură. Da, este vorba și de o casă de asigurări de, speciale, da? Sunt contribuții pe măsură. Deci sistemul de pensii în momentul de față în România este pur și simplu aproape falimentar. Dacă discutăm, de ce nu discutăm de pensii private? De ce nu discutăm, de exemplu, da, de reducerea numărului de parlamentari și creșterea salariului parlamentarului? Să facem 300 de parlamentari, nu 500 și cât sunt acum, 600, și în loc de 5.500 de lei salariul, facem 8.000. Și atunci să vedeți ce pensie normală scoate parlamentarul. Trebuie să luăm publicitate. Rămâneți cu noi în a doua parte, foarte scurt, vom concluziona acest subiect. Vom avea prin telefon și pe Nicoleta Mocioi, deputat PNL Gorj, după care trecem la alte subiecte, căci mai avem multe de vorbit. Citim și mesajele dumneavoastră, evident. Revenim, vă reamintesc, stăm de vorbă cu Gabriel George, reprezentantul PSD Gorj, și Eduard Berca, copreședinte PNL Târgu Jiu. Vorbeam despre indemnizațiile parlamentarilor, calculam la ce nivel vor ajunge cu veniturile și chiar înainte de publicitate, domnul Berca venise cu o sugestie că, până la urmă, românii s-au exprimat clar în cadrul unui referendum, chiar din 2009, ar vrea 300 de parlamentari, de ce n-ar fi 300 de parlamentari și ar putea să aibă salariile mai mari, domnule George? Câți parlamentari vor fi după 2016 încolo în Parlamentul României? Păi din câte știu eu, acum s-a modificat legea electorală, exact, da? Exact, și n-o să fie, o să fie 310 parlamentari, dacă ține minte bine, deputați în Camera Deputaților și încă 100 și ceva în Senat. Deci tu nu, deci, rămân la 300, nu rămân sunt la 400 300 și cum să vă spun, a fost consens general, deci nu putem să mai zicem că au zis PSD într-un fel și PNL un altfel. Deci aici a fost consens general, a fost votată, cred că în unanimitate, legea respectivă. În altă ordine de idei. Deci e normal ca PNL-ul să profite de moment și să fie populist și să arunce tot felul de fumigene în spațiu public, care să-și ia ochii potențialilor alegători. Dar țin să le aduc aminte că nu i-a măcinat grija față de profesori și de medici în momentul când le-au tăiat salariile. Atunci n-au mai avut grijă de ei, nu au mai spus ce salarii mici au. Acum, când profită de speța respectivă, și aduc aminte de medici și de profesori. Dar atunci nu și-au adus aminte când au tăiat salariile și au impozitat pensiile. Da, am avut grijă să constituim acele fonduri și care să asigure... Și vreau să vă aduc aminte, n-ați constituit da, niciun fond. Rezervele bugetare pentru majorarea 2012 și 2013, că toate, așa cum era toate, angajamentul și, guvernamental. Și indemnizația aceasta suplimentare, care acum s-a votat și creat atâta scandal, la vremea respectivă a fost tăiată tot de guvernul dumneavoastră. Și bun. Acum, oarecum, guvernul, deci, și guvernarea să asigurăm fondurile s-a ținut de programul care l-a avut și cu care a câștigat. Haideți să vedem ce zice și un parlamentar de la PNL. Alături de noi prin telefon este Nicoleta Mocioi, deputat PNL Gorj. Bună seara, ne auziți? Bună seara, da, sigur vă aud și chiar am ascultat cu interes, nu știu pe cine aveți în studio. Domnul Eduard Berca de la PNL și Gabriel George de la PSD sunt invitați în această seară. Mai devreme a fost prin telefon Vasile Popeangă, deputat PSD. Spuneți-mi, doamna Mocioi, cum ați votat astăzi această indemnizație suplimentară pentru parlamentari? Da, Partidul Național Liberal a declarat încă din momentul în care acest proiect de lege inițiat de PSD a intrat pe circuitul parlamentar că va vota împotriva acestui proiect de lege privind pensiile speciale. Acest lucru l-am și făcut astăzi. Mai exact au fost 124 de voturi
împotriva acestui proiect de lege. Dar majoritatea parlamentară și-a spus cuvântul și de această dată. Dumnealor au avut o mobilizare cât se poate de bună. 303 parlamentari, aici incluzând și minoritățile, au votat pentru acest proiect de lege. Bun. Vă rog. Spuneți-mi în ce măsură considerați un moment oportun votarea acestui proiect de lege și care au fost argumentele, pentru că n-am apucat să auzim prea multe dintre discursurile Parlament astăzi. Nu considerăm că este oportun acest proiect de lege și am mai spus, nu a fost oportun nici astăzi și nu ar fi fost oportun nici peste un an sau doi, pentru că în mod normal ar trebui să beneficiezi de pensie pe principiul contributivității. Adică, haideți să luăm lucrurile până la urmă exact așa cum sunt. Avem în momentul de față 5 milioane de români care au pensia sub 1000 de lei, avem 50.000 de români care au pensii sub 450 de lei, iar în acest context vii cu pensii care depășesc la 3 mandate 4.000 de lei. Este inadmisibil până la urmă, o sfidare la adresa acestor oameni care au muncit 30-40 de ani și mulți dintre ei în condiții foarte, foarte grele. Nu trebuie să faci din parlamentar o superclasă, că nu ai de ce până la urmă normal, așa ar trebui să fie. Pe principiul contributivității, în funcție de câți ani de muncă, ce salariu ai avut, să ți se aplice acel procent. Dar consider eu că prin această măsură, prin care iată că PSD-ul a riscat din nou să-și pună întreaga țară în cap și în speță această categorie a pensionarilor, a riscat totul pentru a-și ține aproape majoritatea parlamentară. Să nu uităm că în actualul legislativ sunt aproximativ 100 de parlamentari în prag de pensionare. Sigur că aceștia au făcut diverse presiuni, haideți să fim serioși. Iată că așa a înțeles până la urmă guvernul condus de Victor Ponta să își răsplătească parlamentarii și să și fidelizeze. Dar nu este normal în contextul în care acești bani sunt luați până la urmă din taxele și impozitele tuturor românilor. Despre asta este vorba aici. Trebuia să și-i răsplătească dumnealui altfel. Dacă considera că nu poate să-și țină majoritatea parlamentară decât în acest fel să mai facă încă o gaură în buget pentru aceste pensii speciale. Nu este normal, este sfidător. Bun. Mai mult decât atât, să știți că dumnealor nici nu și-au asumat, dacă vreți, această măsură până la capăt. Și spun asta pentru că noi am propus în procedura de vot apel nominal și fiecare parlamentar să vină la microfon și să își exprime votul pentru acest proiect de lege. Nu. S-a respins această propunere. Iată și că votul a fost secret. Nu, votul a fost deschis, dar știți cum este. Într-o sală unde ai 430 de parlamentari prezenți, a fost așa la grămadă. Sigur că s-au numărat cum le-au numărat dumnealor. Da, ideea în sine trebuia să-și fie asumat până la urmă. Dacă asta nominal. A fost, am înțeles. Nominal. Să meargă la microfon și să spună. Doamna deputată, vă întregeam grijă dacă era Robert Anastase la numărătoare. Dar despre asta este vorba până la urmă. Haideți să luăm lucrurile exact așa cum sunt. Vă mulțumesc mult pentru intervenție, doamna deputat. Bun, ați auzit și poziția doamnei Mocioi, l-ați auzit pe domnul Popeangă, domnul Popeangă a votat pentru, doamna Mocioi a votat împotrivă. Ați auzit argumentele fiecăruia dintre ei. Concluzii. Păi domnul Popeanga a argumentat de ce a votat pentru, dar doamna Mocei n-a adus niciun argument de ce a votat împotrivă. V-a adus niște cifre. A spus doar vorbe populiste, care exact le spune tot pe DLO acum. George. N-a spus nicio cifră. Ce cifră a spus? A pomenit de un principiu. A spus de o gaură în buget. Deci 5 milioane de pensii din România care sunt sub 1000 de lei, de alte 50.000 de pensii care sunt 4.500 de lei. După care vom primi și noi 2 pensii, să știți.
Da, domnul Berca, sunt de acord cu dumneavoastră. Contributivității. Dacă nu vă spune nimic lucrul ăsta, așa, ia, vă stau la discuție. Domnul George chiar s-a exprimat împotriva acestui demers. Eu sunt convins că aveți idee despre chestia asta. Păi nu, poate că nu aveai explicații dumneavoastră. Păi nu. Sau nu aveți vorbele dumneavoastră. Vă aștept după emisiune și okay. O să vă și taxez. Bun, concluzia este, domnule George. Bunărea măsura a fost luată, se va aplica. Bunărea a fost luată, PDL-ul este normal să profite de moment, să devină, și era populist, nu era, era clar că era, acum are un motiv în plus să arunce cu praf în ochii alegătorilor sau potențialilor alegători. O să profite de momentul acesta, a fost o măsură, din punctul meu de vedere, neavenită și neinspirată pentru cei care au votat-o, pentru că n-au votat-o încă o dată, n-au votat-o numai PSD-ul. Să fie clar, deci au votat și din barca puterii și din barca opoziției. Mai ce înseamnă barca opoziției? Vedem pozele, le analizăm pozele. Dacă s-a votat și la votul, vedere, votul putem să luăm fiecare imagine. Votul a fost la vedere. Deci dacă doamna Mocioia are curiozitatea să vadă cine a votat pentru, poate să ia... Domnule Berca, concluzie, pentru că vreau să discutăm puțin și despre primăria Buzești. Eu nu vreau să trag nicio concluzie. Trebuie să tragă cei 5 milioane de români, pensionari, concluzii, trebuie să tragă cei 4 și ceva sau câți mai sunt săracii care asigură bugetul sistemului de pensii de stat. Deci acolo ei sunt singurii care, poporul român, care plătitori de taxe, trebuie să tragă aceste concluzii legate de parlamentarii noștri din anul 2015. Bun, hai, vă citesc câteva mesaje pe această temă și după aceea discutăm puțin despre situația de la Bâlten. Cât dispreț și lipsă de bun simț față de alegători când n-ai făcut nimic pentru județul tău timp de 25 de ani și le-ai adus în pragul sărăciei, cum poți să-ți votezi asemenea privilegii? Când țara e în genunchi, acești impostori ne sfidează. Și telespectatorul mai spune, cum o să mai vină călinoiul pe la porțile noastre să votăm pe Cupă, Weber, Iriza, Craibani sau Costoiu? Ce merit are Ponta la 44 de ani să aibă 4600 de lei pensie? O să le aibă la 65 de ani, să nu se înțeleagă greșit. Ponta nu ia pensie acum. Bun, dacă aveți un comentariu de făcut, mai sunt multe altele. Pe lângă pensiile lor, penalii din Parlament vor da pensii speciale și angajaților Parlamentului 80% din venitul ultimelor 12 luni. Tot la campanie se referă oamenii că gorjenii nu iartă și că va fi foarte greu să mai vină cineva în campanie să mai ceară voturi pentru parlamentarii care au votat acest proiect. Foarte multe mesaje pe care nu le pot citi din cauza limbajului extrem de plastic folosit de telespectatori. Îmi pare rău că nu le pot citi, dar dacă limbajul este așa, luăm amendă. Bun, altcineva spune, nu se gândesc decât la ei, sunt de un egoism monstruos. Evident că prima prioritate sunt ei, familiile lor și pensiile lor, spune altcineva. Bun, în același ton continuă, nimeni n-a trimis un mesaj până acum care să aprobe acest demers. Mai sunt și mesaje pe alte subiecte, după ce abordăm un pic situația de la Bâlteni, mai citesc din ele. Domnule... Este normal să fie mesaj de genul ăsta, pentru că nu este de înțeles. Nici pentru cei care sunt implicați în politică, că-s PSD, că-s PNL, nu-i de înțeles votul respectiv. Nu era cazul, încă o dată. Deci erau mult mai multe lucruri de făcut în țara asta și de pus la punct. Și să ne cramponăm de această chestiune. Mult mai multă importanță decât indemnizația respectivă. Bun. La Bâlteni, domnule Berca, situația este deosebită pentru că atât primarul cât și viceprimarul sunt în arest la domiciliu. Toată lumea își dorește acolo un post de primar. Cum se poate ajunge la situația în care PSD-ul sau PNL-ul să obțină acest post de primar? Prin vot. În Consiliul Local. Bun. Cine are majoritate? Sau este incertă situația din acest punct de vedere? Deci, n-am o cifră exactă a consilierilor PNL. Deci acolo sunt 14, consiliul are 14. 5 sunt PSD-iști, nu? Nu știu. Cred că e 8 la 7, ceva e genul ăsta. Da, probabil. 8 la 7 pentru PSD. Sau era 8 la 7, că din ce știu eu au, și-au dat 2 peneliști demisia. Deci astăzi. PNL înțeleg că ar avea 6 aleși. Și 2 de la PPDD. Și 2 de la PPDD, da. Da. Și mai sunt 3 consilieri de la PSD și PLR-ul care are 3. Ceva de genul acesta ar fi... Bine, este și o soluție ca
prefectul să desemneze un reprezentant al prefecturii să conducă primăria. În măsura în care la nu știu câte solicitări, apeluri de vot nu se întrunesc, este și asta o măsură legală? Bun, dar teoretic, dacă v-ar ajuta pe PDD-ul? Sigur, sunt șanse. Negocieri, șanse, fără discuție. Domnule George, cine are șansele cele mai mari la primăria Buteni? Păi în coadă, se fac cum se fac înțelegerile acolo. În mod normal, după cum ați citit dumneavoastră, PSD-ul sau actuala alianță de la nivelul județului ar avea majoritate, dar nu știu dacă se va menține și acolo. Da. Depinde de negocieri. Pentru că au fost situații în care nu s-a ținut cont. Cineva mă roagă să vă întreb de schimbarea domnului Mihai Vasile, vicele de la Fărcășești, cu doamna Purcărin, pentru că vicele nu mai vrea să-i facă jocurile lui Bălu. Ce știți despre această situație? Eu personal nu știu nimic. Nici m-am întâlnit cu domnul primar Bălu de ceva vreme, deci nu cunosc aspectul respectiv. Se încearcă schimbarea viceprimarului de la Fărcășești, domnule Berca? Te spun strict de Târgu Jiu și... Strict de Târgu Jiu, vă întreb în ceea ce privește prețul la apă, vă spuneam și înainte de emisiune, aș vrea să-mi explicați și mie, ideea mi-a venit pe parcursul zilei de astăzi cu copilul în fața blocului, când toată lumea, cred că văzuseră o știre și dezbăteau această chestiune. Deci la Târgu Jiu, în condițiile în care avem râuri, ramuri, știți cum e, suntem bogați din punctul ăsta de vedere, avem niște resurse de apă importante în județ, plătim apa mai scumpă decât în alte orașe din țară, unde n-ar avea atâtea resurse ca noi. Domnule George. Păi din ce știu eu din Consiliul Local, cât am fost, de când sunt în Consiliu și ne-am uitat peste contractele respective, cred că și domnul Bercar cunoaște speța respectivă, apa aici, în momentul când a accesat fondurile europene, s-a angajat ca an de an să crească, deci ăsta a fost angajamentul. Fără angajamentul respectiv nu putea să acceseze fondul respectiv și în urma angajamentului trebuia an de an să crească prețul, să ajungă la un anumit nivel ca într-o perioadă destul de scurtă să poată să acopere investițiile respective care au fost făcute în stația de depurare, stația de tratare din dealul Târgului, stația de tratare de la Motru, stația de depurare de la Bumbejiu, stația de, cred că mai este o stație de depurare la, una la Cărbune și una la Țicleni. Ăsta este motivul. Și pe care când... va fi prețul final? Păi ăsta este, nu s-a mai mărit. Deci anul 6 lei sau cât e? Nu, 5 lei. 5 lei fără TVA. Da. Deci nu, anul ăsta să se mărească prețul. Domnule Berca. Bun, dacă se mărește, deci dacă se va mări anul acesta, va fi strict hotărârea Consiliului Local fără să fie impusă de cineva. Dar până acum a fost impusă. Domnule Berca. A fost impusă. Bun. Eu în 2012, la primul proiect pe care l-am întâlnit de genul ăsta, de majorarea prețului apei, am fost mai curios. Și m-am manifestat oarecum mai vocal. Am fost la conducerea, fostul director la APA Regio, domnul Popescu, și am solicitat să-mi prezinte și mie documentația. Și m-am uitat foarte atent în contract la acea dată. Prețul apei este determinat acolo de o formulă destul de alambicată, care ține cont de inflația din 96, de diferența de inflație, dar ceea ce m-a frapat pe mine, că în acel contract se prevedeau foarte clar anumite, în graficul de execuție, etapele de implementare a investițiilor. Și corolar la toată treaba asta era acea formulă care spunea se mărește prețul. Într-adevăr, da? Pe mine m-a mirat, e logic să mărești, dar asta în condițiile în care efectuezi investițiile prevăzute. Asta era în 2012. Da? Proiectul a demarat în 2008. Da? Finanțarea, fondurile, 311 milioane de lei, nu știu, 90 de milioane de euro cât au fost accesate. Da? A fost o contribuție de 85% a Uniunii Europene, 13% statul și 2% doar. 2% am avut cofinanțare de la bugetul local. N-am avut credite. Acel contract care a fost și mi-a manifestat și atunci, destul de vehement și ulterior, a fost un contract copiat de la anumite, deci practic cred că a fost cadrul, nu știu, la așa. Dar au fost entități gen Adia în țară care au luat credite. Și acolo a intervenit într-adevăr Berdu, că Berdu le-a dat și a spus, băi, ca să fim siguri că ne recuperăm banii, creșteți prețul an de an.
Nu mai mult decât atât. Anul trecut, da, anul ăsta, se înregistrează la Aparecio un profit destul de frumușel, 5 milioane și 300 și net de lei. Deci, din punctul meu de vedere, prețul, creșterea prețului... Păi este foarte bine că e profit. Foarte bine, de acord cu noastră. Dar înseamnă ce cheltuieli s-au făcut pe acele investiții din sursele proprii sau din, practic, eu vă întreb pe dumneavoastră, din majorarea prețului, câți, ce cotă parte s-a dus în refinanțarea investițiilor sau în finanțarea în continuare a investițiilor? Asta vă întreb și am întrebat și pe dâns și n-am fost în stare să-mi răspundă. Pentru că ținau la Berca, nu se poate să ducă mai mult de acel 2,5%. Vă spun, am văzut hotărârea, dar i-au băgat, i-au alocat pentru investiții în continuare. Corect. Bun, deci aici este o problemă. Mai mult decât atât, acum am sesizări de la locuitori ai municipiului, cetățeni din Preajba și Drăgoieni, care mi-au venit cu facturi de apă potabile, n-au canalizare acolo, cei din Preajba. Da. Da? Și cu proba de apă pe care eu o primesc la robinet. Da? Cu mâl, cu nisip, da? Cu sedimente. Și mi-am permis și eu, ca tâmpitu, să cer la DSP să întreb, mă, fraților, acest sistem de aducție a apei are autorizație sanitară venerală? Pentru că oamenii mi-au spus, dom'le, nu ne dă nimeni niciun răspuns. E bună de băut sau nu e bună de băut? Deci în dumneavoastră ce le-a răspuns? Poftim? Ce aștept răspunsul DSP. Nu, dar dumneavoastră, n-ați avut niciun răspuns? Eu nu știți pot, că ați votat în Consiliul Local. Domnul Berca, dumneavoastră sunteți în Consiliul Local. Știți că ați votat planul de investiții în care este prevăzută investiția în stația de tratare de la Preajba și stația de tratare de la Polata? Pentru domnul genul ăsta de aspecte. Eu spun că am facturi de apă potabilă. Domnul Berca, și apă potabilă. Haide să spunem totul la oameni, domnul, că o să rezolve problema. Vă spun de ce ați auzit de apă potabilă, de noțiunea de potabilă. Problema, de la domnul, eu aștept. Problema aștept, aceea și dumneavoastră ați votat în Consiliul Local. Am votat un plan. Păi și în planul respectiv era răspunsul care trebuia să-l dați. Nu, în planul respectiv. În planul respectiv era răspunsul care dorea să-l dați locuitorului respectiv. Și să ajungă să se îmbolnăvească acolo. Lăsați populismele la o parte. Suntem la final. Vreau să vă spun că astăzi, la Fărcășești, s-a votat înlocuirea viceprimarului. Vom face mâine material pe această temă. Ne spun telespectatorii că s-a întâmplat așa mai în secret, mai pe șustache. Mulțumesc pentru ajutor, domnule George. Dar la Fărcășești este viceprimar nou. Ne spun telespectatorii. Vom verifica mâine informația. Mulțumesc mult că ați venit în această seară. Doamnelor, domnilor, mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine de la 21. Rămâneți cu TV Sud. La revedere!